bun găsit tuturor eu sunt Florin și azi despre ciorbare încălzită ieri discutau în casă despre ciorbare încălzită și exact cam asta face Robert acum încearcă să resusciteze o relație care nu a mers și care cred eu că nici nu va merge vreodată. Ce s-a schimbat de la momentul în care cu vehemență punea că nu mai poate fi nimic între ei din cauza rănilor provocate de impulsivitatea Mihaelei? Aș putea să spun că s-a schimbat totul, dar totodată nimic. S-a schimbat Mihaela care nu-i mai aruncă cu vorbe, vorbește extrem de puțin și nu mai ascultă în stânga și în dreapta. Dar totodată nu s-a schimbat nimic pentru că parcă am un deja vu. Cam așa a fost și data trecută la startul cunoașterii dintre ei. Mihaela a avut o schimbare radicală și atunci, sărea în apărarea lui Robert, îmi aduc aminte de contrele ce le-a avut cu Bianca. Doar că această stare, de fapt, nu a durat prea mult și apoi a trecut să-l atace pe Robert va fi altfel acum? Vom vedea, dar eu cred că nu va mai îndrăzi să facă ce a făcut odată, s-ar face de râs și oricum probabil finalul sezonului este aproape. Robert, în schimb, a făcut greșel peste greșel din punct de vedere competițional, greșel care l-au adus în situația ca după ce câștiga cec după cec, să ajungă acum să mai ia câte unul din joi în Paște. Așa pare că urmează să facă și acum, eu sper să nu ajungă din nou într-o relație cu Mihaela, pentru că altfel eu nu voi vedea această relație ca fiind făcută strict competițional, care care ar mai fi diferența între el și Radu dacă amândoi revin la ciorba despre care i-au spus la un moment dat că nu le place. Dacă într-adevăr au sentimente adevărate, atunci să facă ceea ce a tot promis adică să demonstreze că nu va face o asemenea relație în această competiție. Și nu poate fi decât o singură modalitate de a demonstra asta. Să spună clar și răspicat că ei nu vor face cuplu în emisiune și apoi după emisiune să demonstreze sentimentele ce le au, făcând cuplu în mult dorit. Cu siguranță Mihaela, dacă are sentimente față de el, va înțelege și va avea răbdare susținându și apărându-l așa cum nu a făcut-o niciodată. Dacă el crede că o eventuală relație îl va ajuta în marea finală, se înșală și a spune eu că va ajunge să regrete amarnic. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!